Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi am să spun cum să nu te mai uiți la picioare niciodată, indiferent cu ce ai fi încălțat. Trebuie să fii încălțat cu ceva ca să nu te uiți la picioare, mai ales când plouă, sau când ninge, sau când e noroi și flăcărai afară, așa cum e acum de fapt. Așadar, astăzi am să spun cum să-ți protejezi toate tipurile de încălțăminte, în afară de șlapi. Prea multă teorie, hai să trecem și la practică. Problema cu ghetele în general, dacă nu sunt ceva spectaculos de scumpe și le-ai luat ca să te urci pe Himalaya, este că se udă. Pentru că există piele, există textil, există multe alte materiale care toate sunt permeabile. Cum le faci impermeabile? Păi e simplu, folosești niște soluții de genul ăsta. Știu că știi de ele, că ai auzit de ele. Soluția asta pe care o am aici și am mai multe flacoane pentru că e de mai multe tipuri, pentru că există mai multe tipuri de încălțăminte. O poți folosi în toate anotimpurile, în special iarna, primăvara și toamna, adică 9 luni pe an. Hai să fim serioși, plouă destul de mult la noi, nu? Așadar, ca să le protejezi, trebuie să aplici niște soluții. Câteva trucuri pe care le știu din zona aia de snowboarding, de ski, de trekking, de urcat pe munte, sunt să folosești o ceară, o ceară specială pentru ghete. Există mai multe tipuri de ceară și, atenție, nu este o reclamă, vorbim aici de Nic Wax. Asta este ceara pe care o folosesc eu. Există și ceara de la alți producători, de exemplu Toco, pentru că n-am găsit tipul de ceară pe care îl voiam de la Nic Wax, sau mai sunt și alte firme americane. Crepe, de exemplu, face și el ceară pentru pantofi sau soluții impermeabile sau soluții de protecție și cred că mai știi tu de mai multe firme. Poți să mi le lași mai jos într-un comentariu, nu mă supăr deloc. Află și alții de ele, mai ales dacă sunt mai bune ca astea. Așadar, flaconul ăsta este pentru piele de tip nubuc, adică pielea normală, doar că mată, cum e de exemplu la aceste ghete. Este o piele mată, nu este piele lucioasă, și pentru pielea întoarsă. Așadar, poți să-i folosești pe încălțămintea ta de piele întoarsă, foarte elegantă, cu care mergi la, nu știu, la bal. Mai am aici pentru piele normală. Asta este cea mai consistentă dintre toate și vine tot sub forma asta de flacon. Iar asta de la Toco pe care o am pe masă, pentru încălțăminte sport, atenție, și se arată și aici ce tip de încălțăminte se recomandă. Ai încălțăminte de fotbal și în principiu ghete. Dar, mai am aici o surpriză, acesta este un Tent and Gear Solar Proof. Repet încă o dată, nu suntem sponsorizați de cei de la Nic Wax, pur și simplu sunt produsele pe care le folosesc eu și pe care pot să vi le recomand. Altele nu am testat. Soluția asta se poate da pe geci, în primul rând, se poate da pe geci de toamnă, de primăvară și mai ales gecile de iarnă, pentru că atunci când plouă, să nu te mai uiți pe geacă. Și o să-ți arăt exact cum funcționează acum. Singura regulă pe care vreau să o ții minte foarte bine este să cureți foarte bine obiectele de încălțăminte sau îmbrăcăminte pe care vrei să le impermeabilizezi. Le cureți așa cum trebuie, cum se specifică în manualul de întreținere. Gecile, de exemplu, trebuie să le speli cu foarte puțin detergent, pentru că nu trebuie să rămână detergent în material, ca să poți aplica, de exemplu, după aia startul de ceară. Iar a doua regulă este că odată ce ai aplicat stratul ăsta de ceară, nu o să te țină la sfârșit. Pentru ghete, de exemplu, dacă este sare, flăcărai afară și foarte multă mizerie, s-ar putea să fie nevoie să-l aplici o dată pe săptămână chiar. Mai ai nevoie de o lavetă curată, 6 la 5 lei sau 5 la 6 lei, ceva de gen. Bun, ghetele mele știu clar că sunt curate. Dacă sunt foarte multe striații sau locuri pe unde intră și returile sau chestii genul ăsta, va trebui să folosești mai intens laveta sau poate chiar o perioadă de dinți mai veche. Și pentru ghetele astea o să aleg, hai să o alegem pe asta. Avantajul este că, și asta e o mențiune iarăși foarte importantă pe care trebuie să o pun probabil pe locul întâi, alege întotdeauna pentru materialul pe care vrei să aplici soluția potrivită. Nu o să-ți lase urme, nu o să strice materialul și nu o să schimbe culoarea, pentru că bănuiesc că asta te interesează foarte mult. De exemplu, ghetele mele pe care le-am în picioare și care la un moment dat au fost de culoare crem deschis, acum sunt maro, pentru că am folosit alt tip de ceară. O să respectăm regula, o să-l agit foarte bine, dar hai să facem testul întâi de apă, nu? Că asta era șmecheria. Haideți să vă arăt cât de repede se udă ghetele astea, când n-am dat niciun fel de soluție pe ele. Se pare că mi-am luat o pereche de ghete destul de bune. Ca să vezi, nu trece apa prin ele. Nu mai țin minte dacă le-am dat deja sau nu cu soluție, însă pe astea din picioare nu am dat cu soluție. Sunt mizerabile ghetele mele. Mi-e și rușine cu ele. Asta e echivalentul una a călca în două băți, să-i spunem așa. Vezi, deja s-a colorat materialul în zona asta pentru că s-a udat.
A intrat apa în ele. Acum. Fii foarte atent la îmbinarea de la talpă. Dacă vrei să te țină, trebuie să o acoperi destul de bine. Și acum ar trebui să o las să usuce. Nu avem timp să o lăsăm să usuce, așa că o să facem testul direct ca să vedeți diferența acum. Dacă o lasi să usuce, stratul ăla se va stabiliza și mai bine și o să țină mult, mult mai bine. În momentul de față, apa rămâne doar în zona în care gheata nu a fost impermeabilizată. Aici am șters-o și gata. Bun, o să-ți arăt și cum este substanța asta. Aici trebuie să apeși un pic pe tub, iar asta este sub formă de cremă. De aceea ai nevoie de acea cârpă. Dacă ai o pereche de ghete maro sau mai închise la culoare, o să le mai închide la culoare. Iar crema asta o să o aplic foarte serios. Îți recomand crema pentru ghete și spray-ul pentru încălțăminte care e puțin mai sensibilă, la care nu vrei să riști. Am rezolvat problema și partea cealaltă. Nu mai rămâne apă pe ea. Deloc. Așadar, soluție pentru nubuc și pentru piele întoarsă. Soluție pentru ghete. Asta e foarte asemănătoare cu asta neagră. Au cam aceeași textură. Cât este mai densă crema, cu atât, bineînțeles, se va forma o peliculă mai groasă și mai rezistentă. Iar asta e recomandată să o dai pe ghete din alea foarte sensibile. Eu aș folosi o chiar și pentru pantofi eleganți. După ce eventual i-ai dea cu cremă și ai lustruit, să le aplici un strat de genul ăsta și în felul ăsta o să rămână curați toată seara. Mai ales dacă mergi într-un loc unde ai nevoie să fie curați. De fapt, tot timpul trebuie să fie curați, nu ca ai mei. Și acum testul suprem o să-l fac cu geaca. Pentru că geaca mea nu este impermeabilă. Și atunci când plouă, când ninge, când bla 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 bla, se umple de apă și devine foarte grea și foarte enervantă și astea sunt căștile mele pe care nu vreau să le ud. O să torn niște apă pe geacă. Deja nici nu cred că mai e nevoie de niciun fel de demonstrație pentru că geaca mea este aproape fleașcă. Apa a intrat complet în geacă. O las puțin să intre în geacă. Așadar, am lăsat-o, cred că vreo 15-20 de minute să se mai usuce. O să dau scotch-ul ăsta la o parte și o să observăm că fiind o geacă neagră, au rămas ceva urme. Este normal și se vor duce cu o cârpă uscată. Va trebui să fii atent să o impermeabilizezi foarte bine, pentru că altfel aceste urme vor rămâne. De aceea e recomandat să faci un test, nu știu, pe o zonă inaccesibilă vederii și să vezi dacă geaca poate fi impermeabilizată cu soluție de genul ăsta. La geci e un pic mai complicat pentru că e posibil să lase puțin urme. Și o să facem direct testul cu apă. Aici am linia de demarcație între zona care este netratată și zona tratată. Nu s-a uscat încă de tot, dar ar trebui să vedem rezultatul aproape pe loc. Și nu-l vedem. Și în momentul ăsta am o geacă udă cu care va trebui să plec acasă. Regula de 3 simplă este să o lași bine să se usuce în zona în care ai făcut încercarea, o zonă foarte mică, eventual pe interior, unde găsești o porțiune de material de genul ăsta. Și nu să faci ca mine, să arunci exact pe spatele gecii, acolo unde se va vedea. Așadar, nu fă ca mine, fă cum îți spun eu. Așteaptă cu răbdare să se usuce. La obiectele de îmbrăcăminte, rucsaci și lucruri de genul, ai nevoie de un măcar 6-8 ore în care să le lasă usuce. Nu le usca forțat cu un fön sau cum le pune pe calorifer pentru că se vor strica imediat și lasă-le să usuce. La încălțăminte merge puțin mai bine pentru că, desigur, materialul este mai gros. Așadar, astea sunt sfaturile mele ca să nu te mai uiți la picioare. Am încercat să-ți arăt și varianta asta de protecție pentru textile, însă ne-ar lua cam 6-8 ore ca să așteptăm să se usuce. Dar pot să fac felul următor. Pot să îmi tratez geaca așa cum trebuie, cu soluție de genul ăsta și după aia pot să vă arăt într-un Insta Story sau două cât de bine a funcționat. Așadar, cam astea sunt sfaturile mele ca să nu te uzi la picioare. Folosesc soluție de genul ăsta pentru toate tipurile de încălțăminte și o reaplic după aproximativ o săptămână jumate sau când îmi aduc aminte. Cu ghetele din picioare nu mi-am adus aminte.
Cam atât pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu și vă aștept data viitoare cu un clip pe cavaleria.ro. Până atunci, nu uita să dai un like, un share și un subscribe și intră în secțiunea de comentarii și spune-mi dacă mai știi alte metode de a te proteja de ploaie, de zăpadă, de flășcăraie, nici nu știu dacă este un termen aprobat de dicționarul limbii române, dar fie, îl folosim cu toții. Cam atât pentru astăzi, numai bine!